Istoria fotbalului moldovenesc nu poate fi concepută fără acest mare jucător. Fotbalist emblematic al Zimbrului, sfârșitului de mileniu 2, începutul mileniului 3. Boris Cebotari, capitanul celui mai cunoscut club de fotbal din Moldova în decurs de 6 ani, a fost ultimul mohican al generației de aur al Zimbrului. Cel mai bun fotbalist moldovean al anului 2002 s-a stins prematur pe 15 iulie 2012 la doar 37 de ani, lăsând în urma sa o carieră de jucător strălucitoare, dar neîmplinită până la capăt. Părere de rău, oamenii buni se duc. Boris Cebotari a fost un jucător foarte mare pentru selecționata Moldova și pentru întreaga Moldova. El s-a consacrat toată viața fotbalului și desigur că această tragedie joacă un rol foarte negativ asupra fotbalului moldovenesc. Отличным человеком, отличным футболистом, всегда. Недаром его даже великий Лобановский хотел забрать Динамо Киев. Может быть, и по-другому судьба сложилась. И светлая ему память. Boris Cebotari s-a născut pe 3 februarie 1975 în satul Sărăteni, raionul Telenești. Încă din copilărie, talentul de fotbalist a ieșit la rampă și destinul a făcut ca el să-și lege viața de fotbal. Când am fost copil, țin minte, în clasa 3, tatăl meu m-a dus la baza asta, Zimbru, și m-am înscris la fotbal la Tăbăciuc, la antrenor, primul meu antrenor. Și cum, țin minte de meu copil, îmi plăcea fotbalul, că eu... Mama mea îmi spunea că eu primul cuvânt care am pus să-l citesc era fotbal. Că eu găsăm un program în merge programul pe televiziune și merge și eu arătau mama cum scrie fotbal și la câte oară se începe, să-mi spui la câte oară se începe. Dar eu știam că era fotbal, spus acolo. M-am pus antrenor deodată în poartă, dar nu-mi place, nu mi-a plăcut deodată, dar m-am pus nu știu și din poartă, poate că am fost un an, nu știu. Dar să țin bine. Am stat vreo 2-3 luni și țin minte într-o joacă noi jucam cu o echipă mai mare din anul 74 aici eu. La bază jucam fotbal cu tine și pierdem noi 1-0 și nu știu, era un moment când eu am ieșit din poartă cu mingea și m-am dus în teren, știi, și cum s-a primit acolo un dribbling cu colo încoace și am bătut un gol, nu știu. Și ne-am uitat băciu că văd că eu s-a primit gine joaca și m-a scos din mai tot ce ne-am poartă și am zis că am jucat. A debutat la echipa mare a Zimbrului pe 22 martie 1992 în derbiul campionatului cu Tiligul Tiraspol. Avea doar 17 ani pe atunci, dar a reușit să bifeze 5 meciuri în prima ediție a Diviziei Naționale de Fotbal. Începând cu anul următor, Cebotari a devenit unul dintre jucătorii remarcabili ai Zimbrului, chiar dacă era încă foarte tânăr. La doar 23 de ani, el avea deja în palmares 6 titluri de campion al Moldovei. Singur știți, am câștigat 6 campionate. Spun, mai slab a fost campionatul, mai tare, mai puternic, dar totuși Zimbru era atunci cu... Și joacă arăta frumoasă și la Eurocup și tare bine juca echipa. Mai scurt a fost echipa tare puternică. A fost toți futboliștii ăștia și Ribeja și Cleșenca și Curtean și Simețan. Era un test Cupera și ne făcea câte două la un loc și ia ca Borea Cebotari. Noi ne supăram pe el întotdeauna, că el ne întrecea. El deja termina, dar noi trebuia încă un cerc să alergăm ca să terminăm testul. Și ne supăram pe dânsul, îi spuneam întotdeauna că Borea, rămâi cu noi, fim într-o echipă. Dar vă dați seama, el era așa de ușor alerga că ne învingea pe noi cu un cerc. Din 1992 și până în 1998, Cebotari a jucat pentru Zimbru 120 de meciuri și a marcat 24 de goluri. A fost dorit cu insistență de celebra echipă Steaua București, însă trecerea sa în România așa și nu s-a materializat. În consecință, în primăvara anului 1999 se transferă la marea rivală, Tiligul, pentru care a bifat doar 5 partide. În același an a revenit la Zimbru, unde a evoluat în 15 meciuri și a înscris de 2 ori. Era o perioadă inconstantă în cariera jucătorului, care în 2000 a semnat cu FC Agro. Însă nici aici Bob nu s-a reținut. A stat doar o jumătate de an, timp în care a jucat 17 meciuri, înscriind de 4 ori. Apoi a revenit la Zimbru, culorile căruia le-a apărat până în 2004. Era un jucător mijlocaș, deci cu mari calități, cu un pasator foarte bun, deci anume un coordonator a echipii pe atunci care
aducea foarte mult folos echipei, deci mai mult făcea legătură între apărare și atac. Perioada de glorie a lui Boris Cebotare a fost primii ani ai secolului 21. Zimbru, cu el capitan, a avut evoluții istorice în cupele europene, iar Cebotare a marcat goluri importante pentru galben-verzi, atât în campionat unde se năștea rivalitatea cu Șerif, cât și în cupele europene. Din 2000 până în 2004, Bob a jucat pentru Zimbru 86 de meciuri și a marcat 16 goluri. În 2001, Cebotare a fost dorit de marele Lobanovski la Dinamo Kiev. Visul fotbalistului era însă altul. Mi-aș dori să joc cu Șevcenca într-o echipă. Așa este un futbolist care campionatul Moldovei de anul trecut și trebuie să joace undeva mai sus, să arăte fotbal și al european. Borea era un jucător extraordinar, ca om foarte modest și nu iubea să piardă. Un rol aparte în cariera lui Boris Cebotare îl are echipa națională a Moldovei, pentru care a jucat 39 de partide și a înscris un gol. A făcut schimb de tricou cu națională când a jucat cu ăsta Peniev din Bulgaria, când a jucat cu Germania, a făcut schimb cu Yeremis. Cebotare a marcat în poarta națională din Belarus în martie 2003, în preliminariile campionatului european. Atunci Moldova a fost învinsă cu 2-1 în deplasare. Cu același scor, reprezentativa noastră a cedat într-o altă partidă memorabilă, jucată la Tiraspol, contra Olandei. Cebotare a dat pasa decisivă pentru cel mai frumos gol al săptămânii în Europa, înscris de Vadim Boreț. Eu țin minte și acum meciul Olanda, Moldova-Olanda în Tiraspol, când el a dat pasa formidabilă lui Vadim Boreț. După pasa lui Vadim Borez din volei a dat în vinclu și vă dați seama, pentru noi este, pentru mine Borea Cebotare a rămas în memoria mea ca un fotbalist cu pasă excelentă. Boris Cebotare a evoluat într-un singur campionat extern, pentru echipa ucraineană Volyn Luzhk din 2004 până în 2006 și a trecut în cont 2 goluri în 56 de partide. A devenit un fotbalist foarte puternic, un mijlocaș de excepție, vreau să spun eu, cu foarte multă forță și cu simț de gol, hai să-i spun așa, că a marcat multe goluri, după cât mi-amintesc eu. După aia se transferase la Volyn Luzhk în Ucraina, unde a făcut iar un pas înainte în fotbalul ucrainean, unde este un fotbal foarte puternic și foarte important să joci așa meci împotriva lui Shakhtar sau Dinamo Kiev sau chiar Dnepr. Eu zic că a rămas în memorie acest mare fotbalist Boris Cebotare. În anul 2006, Boris Cebotare a revenit la Zimbru, unde a mai jucat încă 22 de meciuri și a marcat un gol. După o jumătate de an la Dacia Chișinău, Cebotare și-a încheiat cariera la Rapid Ghidighici. Discret, modest, așa cum și-a trăit viața.